2 ies indice 48, ori ies indice 98, este egal cu 2 ori 1, 2 plus 2 ori 2 la 2 la 2 plus 2 la 3 plus puncte puncte plus 2 la 499. 2 la 499, iar în față ar fi 2 la 498. Ce lipsește ca să se apropie sumă la bucata asta? Lipsește plus 1 și minus 1, da? Adică al doamnă și scădem un 1, lipsește 1. Și vine 2 ies indice 498, ies indice 498, plus 2 la 499, că 2 la 1 am notat-o deja, am pus 1 aici, și 1 și până la 244, 49, 8 ăsta, este tocmai, ies indice 498, da? Da. Și plus 2 la cât? 499, minus 1. Plus 2 la 499, minus 1. Scădem un ies indice 498 și facem un singur ies indice 498 egal cu 2 la 499 minus 1. Ei, iată că suma toată, asta care mi-ai dat-o tu, au arată așa. Zicem, A este egal cu... Și nu este pătrat perfect. Trebuie să ajungem să constatăm unui pătrat perfect. Deocamdată am calculat suma. Da. Deci A este 2 la 1504, care era în față, 2 la puterea 1504, înmulțit pe lângă, suma calculată asta. Suma calculată este 2 la 499 minus 1. 2 la puterea 499 minus 1. Dragilor, suntem foarte aproape de ghișițul. Foarte aproape. Acum, n-avem decât să vedem care e ultima cifră al acestui 2 la 1504. Va fi un număr lung, cu multe decimale. Dar, undeva o cifră, la sfârșit, cifra unităților. Pe lângă. 2 la 499, iarăși un număr lung. Dar va avea o cifră unităților. Din cât ar să fie aici, minus 1, da. Și ne dă un alt număr cu cifra unităților, o știm, și ca să găsim cifra unităților la total, înmulțim cifra de aici cu cifra de aici. Și dacă la înmulțirea celor două cifre ne dă 2, 3, 7 sau 8, gata, nu-i pătrat perfect. Cred că așa se va întâmpla. Deci trebuie să aflăm ultima cifră de aici. Da. Ultima cifră acestuia de aici. Scădem din numărul respectiv 1, ne dăm un alt număr cu ultima cifră știută și înmulțim ultima cifră de la ăsta cu ultima cifră de la rezultat de aici și la înmulțirea ultimilor cifre, de acolo ne va da 2, 3, 7 sau 8. Și atunci e pătrat perfect. Foarte tare. Și dacă nu este 2, 3, 7 sau 8? Dacă nu este 2, 3, 7 sau 8, suntem într-o dificultate majoră. Că nu mai am altă posibilitate să lucrez. Înțelegi, Cristina? Deci nu mai am rigurozitatea de a spune că nu-i pătrat perfect. Decât varianta asta, să dau peste ultima cifră 2, 3, 7 sau 8. Da? Deci asta spun că... Alo? Bună seara, Miruna! Sunt la treabă? Sunt la treabă, da. Gata, da. Bine, la revedere, la revedere. Așa. Dar acum nu mai am timp să mă duc până la capăt și mă duc la lecția ta. Că te uiți la mine și spui, chiar așa nu mai facem lecția? Dar... Determinați cel mai mic număr natural cu suma cifrelor 2048. Cel mai mic număr natural... De câte cifre? Determinați cel mai mic natural cu suma cifrelor 2048. Wow! Ce chestie! Ce
mai e număr natural. Aia e suma cifrelor. De ce le face? Uite pe ieșiții de astea așa de ne lasă, vorbim singuri. Ai lasă că nu e așa ușor. Tu ai vreo idee? Nu. Oare că dacă nu ai nicio idee acum... Ce că e ușor? La prima vedere. Păi dacă nu ai nicio idee, cum spui că e ușor? Spune-mi, de undeva, să spune dacă... Cel mai mic număr natural, pentru care suma cifrelor sale este... De exemplu, aceea de 2048. Pentru care suma cifrelor sale, el este și el un număr, uite așa, cu multe cifre. Da. Un număr lung. Dar când ne adun suma cifrelor sale, trebuie să dea 2000, cât ai zis? 2048. Mai pot să gândesc. Poate să nu ai așa ieșit și un soare de greu. De la prima steluță. Cum? De la? De la prima steluță. La prima steluță? Și o problemă cu o singură steluță? Da. Și 30 de grade și atât. Ia uite ce ce poate. Poate ori nu suntem noi atenți, mai citești odată. Nu suntem mai atenți, nu? Determinați cel mai mic număr natural cu suma cifrelor 2048. Păi hai să zic așa. Cel mai mic număr natural cu suma cifrelor 2048. Pentru care nu? Pentru care suma cifrelor este să fie 5. Hai să găsim. Facem noi niște modele, că nu ne vine nimic în minte. Da. Deci vreau să găsim cel mai mic număr natural, pentru care suma cifrelor sale, numărul, dar nu spune de câte cifre este. Aici mă doare cel mai tare. Cel mai mic număr natural, pentru care suma cifrelor e 5. Deci, suma cifrelor este 5. Eu pot să spun așa. Dar dați-mi un exemplu de număr pentru care suma cifrelor să fie 5. 2 plus 2. Cât? 2 plus 3. Nu, să găsim numărul. A. Numărul a căror cifre adunate se facă 5. Sau dacă la cine nu vă place, 10, să facă 10. Cel mai mic număr natural, pentru care suma cifrelor să facă 10. Deci, dați-mi cel mai mic număr, ca exemplu, număr natural, pentru care suma cifrelor este egal cu 10. Trebuie să dea 10. Când adunați cifrele. Da. Păi 5 plus 55, nu? 55, iată un exemplu. 55 este un număr care suma cifrelor face 10. Pentru că 5 plus 5 e egal cu 10. Dar nu este cel mai mic. Dar nu este cel mai mic. Dar iau un alt exemplu. Dă-mi un alt exemplu. 19. Da. Formidabil. 19. Că 1 și cu 9 fac 10. Și 91 este mai mare. Deci 19 este numărul pentru care suma 1 plus 9 e egal cu 10. Da, într-adevăr. Da, într-adevăr, așa este. Acum, dați-mi un exemplu de cel mai mic număr pentru care suma cifrelor este 20. 1 plus 19 este 119. 119 spune ea, colega ta, că ar face suma cifrelor 20? Da, pentru că e 1 plus 19. Cum e 1 plus 1 plus 9? Nu. 1 plus 1 plus 9 face 10, 11. 1 plus 1 plus 9 e egal cu 11, care e diferit de 20. Da. I-am spus suma cifrelor să facă 20. Suma cifrelor să facă 20.
cel mai mic număr natural, pentru care suma cifrelor să facă 20. Cel mai mic număr natural pentru care suma cifrelor se face egal cu 20. Ce, vrei să petiți? Da, sunt că vreau să vin. Așa. Deci cel mai mic număr natural, sau cel mai mic număr natural pentru care suma cifrelor, lasă-o un pic. Mai stați-o un pic. Cel mai mic număr natural pentru care suma cifrelor este egal cu 20. Dați-mi un exemplu. Nu știu. Eu zic, Ștefania. Nu? Nu zic. Eu zic. 20 ani se facă? Da. 299. 299. Da. Este cel mai mic număr. Cel mai mic număr natural. Este și 929. Da, e mare. Cel mai mare. Spre șmecheria. Că eu am organizat cifrele cele mai mari cu putință, 9-9, la sfârșit, ca să obțin pe cel mai mic. Da? Dacă puteam să fac rocada 9-929, care este mai mare. Acum dați-mi cel mai mic număr natural, a căror cifre adunate să facă 30. Cel mai mic număr natural, a căror cifre adunate se facă 30. Cel mai mic număr natural, a căror cifre adunate se facă 30. Cifrele de 9 trebuie să fie la sfârșit. Când am dat cu să facă 10, 1 și 9. Când am zis să facă 20, 2 și 9. Adică am împărțit pe 20 la câți de 9 se pot prinde. 20 împărțit la 9 merge de 2 ori și rest 2. Asta fac. 2 de 9 în coadă și restul 2. La 30. 3, 3 ori 9, 27 și un 3. Îți mai trebuie rest 3. Da. Deci cât este? 390, nu, 3999. 3999 este cel mai mic număr natural. Da, cel mai mic număr natural. A căror cifre adunate sunt de 30. Da? A căror cifre? Da. Da? Cine a bătut în ușă? Unde-i pe afară? Dacă pe afară, nu se absurde. Dacă se supărați, vă întrebați. Da. Cel mai mic număr natural, a căror suma adunată, cifra adunată, fac 30. Dar cel mai mic număr natural, a căror cifre adunate, se fac, mi-a dat un negrișițiu. Ai văzut ce am făcut? Ai spus că e foarte simplu. Cel mai mic număr natural, a căror cifre adunată, se facă? 2408. 2408. Care e cel mai mic număr natural? 2048. 2408? 2048. 2048. 400 de zi.
Deci să găsim cel mai mic număr natural a căror cifre adunate să facă 2048. Gândiți-vă la 30, ce am făcut eu, am împărțit la 9 și am văzut cât de 9 merg, de 3 ori, și restul a rămas 3 acolo. Acum, când e vorba de suma cifrelor, să fac atât, vreau să văd ce idee aveți. Bună seara, vă rog. Aici am făcut cu mămicile de față. Da. Hai să le-am chemat și pentru ei la clasa 4. Deci am mai ieșit foarte frumos. Are legătire frumos cum pe voi, da, vorbim. Da. Bună seara, domn profesor. Haideți, vă rog. Haideți. Bună seara, bună seara. Îmi iau copiii și nu găseam soluții și acum am chemat pe ei. Vreau să cred că mă și ajutați. Atenție! Vreau cel mai mic număr natural a căror cifre adunate să facă 40. Cel mai mic număr natural a căror cifre adunate se facă 40. Deci, nu îmi spune să fie cel mai mic, când adun cifrele lor, să dea 40. Trebuie să scrie. Pune pe caiet, nu așa? Ei, nici unul pot face. Totuși 40, nu-i 4. Da, nu-i 4, dacă era 4. Nu, dacă era 4, deja te dea, nu, dacă dar e, chiar așa. Care e cel mai mic număr natural, dacă cifra doar să facă 4? Zic, 13. De ce 13? Păi cel mai mic? Chiar 4 e cel mai mic. Păi da, 4. Mai multe cifre. Nu, păi, avut de mai multe. Păi n-am spus de mai multe cifre. Să găsea cel mai mic număr natural, la căror cifre adunate să facă 4. 4. Acum, nu putem spune, poate atunci ai 4 zile adunate. Poftim? La 40? Nu e 40, că 40, 0, 4. Mai, de cum ne facem? 40, sigur că da, da, cel mai mic. Da, 3, 6, 4 din 9. Deci, frate, începe cu 4. Începe cu 1 copii, bă, dar cu 9 din 1999. Nu, și hai să înceapă cu 1. Nu. Nu depinde de ce restea. Da. Împărțirea la 9. Împărțirea cu 9. Da, deci, iată, mămicile sunt pe fază. Și ieșit să devine foarte frumos, foarte interesant. Când ați zis, 40 se facă, nu? Pentru toată lumea. Fetelor, voi că ați participat. Ca să facă 40, ce înseamnă? Cât? 4.999. Cred că nu ne acoperă. Îți trebuie ca să facă 40. Încă un 9. 4.936 și cu 4, 36, 4, 40. Deci e 49.999. Cu alte cuvinte, ne interesează să împărțim numărul 40 la 9, să vedem câte cifre de 9 avem la dispoziție, pentru că e clar, ca să-l fac cel mai mic, trebuie să încarc ultimele cifre la maxim. Deci numai de 9 să fie ultimele cifre. Că dacă am făcut o rocadă, l-am terminat numărul, devine foarte mare. Deci numerele, cifrele de al de 9 să fie toate concentrate în față, iar restul împărțirii, nu, care, mă rog, trebuie să fie cifra din față. Așa că când am zis la 40, 40 împărțit la 9 merge de 4 ori, 4 ori 9, 36, și rămânesc 4, și pe 4 l-am pus aici. Deci numărul cel mai mic, a căror cifre adunate să facă 40, este 49.991. Numărul cel mai mic, a căror cifre adunate să facă 2048. Cine a venit să facă 2048? Da. Uite. Să nu mi spuneți că îl citiți. Nu vreau să-l citiți. Numai vreau să-mi spuneți cu ce cifre începe. Să facă cifre când adunăm 2048. Cristina, mi-a venit și mi-a zis, cred că e foarte ușor. Când mi-a zis că e foarte ușor, Cristina, eu chiar o idee așa deosebit de frumoasă, interesantă. Dar la prima vedere e numărul mic? Da. 2048? Da. Dar ea nu înțelegea. Noi vedeam că să facem A plus B egal cu 2048. Da, atenție! Nu e vorba de două numere adunate.
ci este vorba de un număr lung cu multe cifre, iar cifrele sale adunate se facă 48. 2048. Am pornit exercițiul ăsta și trebuie să vă spun pentru toată lumea, de la următoarea chestie, când m-ai lovit cu problema asta, am spus, ce am zis întâi? Câte stele are? Și el zice, o stea. Nu se poate, nu se poate, e tare problema. Așa a zis? A zis, e foarte tare. Și a zis, hai să vedem toate numerele a căror, mai întâi suma cifrelor să facă 10, am luat-o ca exemplu, 10. Și mi-a dat, mi s-a dat, Ștefania Paris, 55. Că ai zis 5 cu 50. Și tu ai venit, Cristina, 19. Ăsta e cel mai mic. Pentru că, iată, mai mic ăsta nu putem construi. Ultima cifră este 9. Că 10 împărțit la 9 merge odată. Deci un singur 9 și restul este 1. Și până am plusat, așa a zis. Dar cel mai mic număr a căror cifre adunate să facă 20. Mi s-a spus 119, Cristina, ți-am amintit, nu? 119, că ai zis tu 19 și cu 1. Dar tu nu adunai pe 19, trebuie cifre adunate, 1 plus 1 plus 9. Și atunci a venit ideea, 299, 2 de 9. Și un 2, da? Și, pe urmă, 3 de 9, când am zis 30. Când am zis 40, iată când mi-a dat 4 de 9 și cu 4 acolo în față. Când acum 2048, trebuie să-l împart pe 2048, la cine să-l împart? La 9. La 9, să văd câți de 9 voi obține. Și face cât? 9 în 20. 2 în 9, 18. 24. Tot de 2 ori, nu? 2 în 9, 18. 68. 9 ori cât? Aproape 68? 7. 7 ori 9, 63. Și restul este cât aici? 5. Și atunci e vorba de un număr care începe cu 5. Da. Asta, restul care de aici. Și pun de al din 9 până obosesc. Câți de 9 pun? 227 de al din 9. De 227 ori. Deci cifra 999 de 227 ori. Nu-l pot citi, nu mă gândesc să-l citesc, dar interesant este să spunem că acesta este numărul căutat. Un număr care are 227 de ori 9 și 5 la început. Clar că, Cristina, ți-a zis că e frumos exercițiu. Da? Pe cât spuneai tu că simplu, pe atât de dificil este. Vreau să vă spun, ne oprim aici, problema cealaltă, nu știu, să văd dacă e frumoasă sau nu. Mai e nu știu. Suma trei numere naturale este 135. Împărțit primele două numere la al treilea, obținem câturile 12 și 31, iar resturile 1 și respectiv 2. Determinați numerele. Parcă și asta e frumos. O facem, puteți participa. Deci e o problemă pentru noi. Și pentru voi. Gata. Dar ce nu știi? Teorema împărțirii cu rest? Ba da. Păi asta, asta este povestea. Teorema împărțirii cu rest. Dar păi la fel că ăsta nu știu. Dacă vă grăbiți, poate să plece. Dacă vreau să mai stea, decide. Hai, hai. Nu, trebuie să da? Ajung și noi. Așa, am înțeles. Bun. Deci, zicem. Numărul. Suma trei numere naturale este 135. Deci A plus B plus C adunat de cele trei numere naturale, fac? 135. 135. Împărțit primele două numere la al treilea. Gata, sunteți atenți. Împărțit pe primele două numere la al pe rând la al treilea. Adică dacă pe al împărțim la C, deci pe A împărțit la C, rezultă câtul cât? Ce cât la împărțirea? Citește problema. La al treilea obținem câturile 12 și 31. Deci rezultă câtul egal cu 12. Și restul? Restul 31. Nu.
că tu al doilea am cătuit. Câturile? Resturile 1 și respectiv 2. Restul este 1, iar pe B împărțit la C. B împărțit la C egal cu câturi 31 și resturile este 2. Uite așa. Uite, e foarte bine că mi-ai spus, nu-i înțeles. Că urmează ca eu să te convinc. Acum, ce se întâmplă? De ce? Așa. Ce vrea să spună autorul? Uitați, pe 7, 17, dacă îl împart la 3, îmi dă câtul cât? 5. Și restul cât? 2. Adică 17 se scrie egal. Hai da, vede. De 17 se scrie ca fiind egal cu 5 ori 3 plus 2. Așa e teorema împărțirii cu rest. Eu ce spun, cine a spus autorul? Că dacă pe primele două îl împart la al treilea, adică pe A îl împart la C, îmi dă câtul 12 și restul 1. Ce îmi spune asta? Că A va fi egal cu A egal cu împărțitorul C, ori câtul împărțirii 12, plus 1. În loc să ne spune chestia asta, el ne spune, dacă îl înfați, ai atât, dar putea spune, A egal cu C ori 12 plus 1. Iar dacă pe B îl împărțim la C, împărțim la C, deci B va fi egal într-o altă variantă cu C ori câtul împărțirii 31, plus 2. Și că A plus B plus C, mai avem dat de autor, A plus B plus C, 135. De acum, Cristina... Am observat acum repede ceva. Ce ai observat? C e cel mai mic, B e cel mai mare și A e între. Deci, ai observat foarte bine că cine este cel mai mare? Cel mai mare e B. B-ul este cel mai mare. Din ce motiv? E cu C ori 31. Plus 2. Din coace, C ori 12. De 12. Deci A-ul e mai mic decât B și C-ul e cel mai mic. Și C-ul probabil că este cel mai mic, cum ai și spus. E foarte bine. Demonstrez. Da. Deci, acolo se va ajunge. Ea anticipează lucru care este foarte important. Deci, dacă în urma calculului îți va da altceva decât așa cum ai simțit tu că C-ul e mai mic, B-ul este cel mai mare, A-ul al doilea. Deci, așa spui tu. C e mai mic decât A, mai mic decât B. Corect, corect. Dacă îl mulțim pe C datul de ori, e A. Dacă îl mulțim pe C datul de ori, e B. E perfect. Deci, în condițiile în care vei obține un alt rezultat care să dea peste cap ordinea asta, este semn rău. Este semn că e greșit. Deci, acest lucru îți convine foarte tare. Da? Cristina, acum te descurci, pentru că pe A de aici îl pui aici, pe B îl pui aici, apare o chestie numai în C, cu ce se știe, adunăm, scădem pe acolo chestia aceea și găsești pe ea. Ce? Pe tot. Toată povestea a fost să punem asta. De acum mai altfel. Da. Deci, problema care am... făcut-o, dragilor, a fost aceasta de a... asta mi-a plăcut foarte tare. Și cu aua acela care nu-i pătrat perfect. Am reluat exercițiul. Nu-i pătrat perfect. Nu mi-a plăcut cum l-am finalizat. Și am găsit o soluție, o idee mai bună. Cu P sau pătratul perfect? Cu pătratul perfect. Pentru este. Cu P l-am făcut foarte bine, l-am executat. Cu câte zerouri se termina acolo, în ultima cifră. Dacă nu este pătrat perfect, am pus toate, la punct toată ideea, pe film o să vedeți exact și din căițelul lui... Înseamnă că anumite lucruri din căițel le-am văzut, le-am mai lucrat. Am înțeles, dar cel mai bine e din film. Inductiv, și din film, da. Se vă spun de ce. Că pe căițel nu-i și explicația. Vorba mea nu s-a văzut. Da. Da? Tot efortul meu de a vorbi nu se vede decât se în vede film. Din film. Da? Nu mai în film se vede. La revedere, Cristina. Ne mulțumesc. La revedere. Să facem, să chidem fișierul. Bună seara! Bine ați venit, fetelor! Bine ați venit, ne-am luat doar să... Să facem mai întâi. Vrem să vă spunem așa, că suntem atât din nemulțumite, că se pare că... Eu critam colo? Nu. O secundă, să facem. Sinteza, da? Sinteza. Mama, uite, ordinați... E vorba de puteri. Operații cu puteri. Ce?
cu putere. 1, 2. Calculul unor sume, calculul unor sume Gauss. 3. Calculul unor sume de puteri. Apoi 4. Pătrate perfecte. Exemple. 5. Când un număr nu este pătrat perfect. Da, am și este un lucru pe care n-am pus. La revedere, dragilor, oprește-te, rog.